Legat de această poveste a uriașilor și a prezenței lor pe teritoriul României, una dintre cele mai interesante mărturii îi aparține, casca vă rog, aveți grijă, una dintre cele mai interesante mărturii aparține unui țăran care a participat în 1947 la niște săpături arheologice. Dacă nu mă înșel, în zona Argedava. Da. Fostă cetate dacică, de altfel. Eu am început să sap aici în 1947. Au angajat vreo 30 de oameni în sat. Aveam atunci vreo 18 ani, eram cel mai tânăr și m-am dus pentru că ne dădeau 400.000 de lei pe zi. Puteam să cumpăr cu ei doar un kilogram de mălai. Era sărăcie la acea vreme, anul foametei, ce se știe. Odată după ce am săpat la o adâncime de 4 metri, am găsit o glavă, un craniu, foarte mare, cam de vreo 2 sau 3 ori cât al unui om. Le-am spus arheologilor, șeful era atunci Rosetti, Dinu V. Rosetti, unul dintre cei mai importanți arheologi din acea perioadă, români. Îi plăcea și viața și băutura, mă rog, personaj interesant. Ne-a trimis imediat acasă pe noi, n-avea de unde să știe țăranul de acest Rosetti dacă n-ar fi participat la aceste săpături. Ne-a trimis acasă imediat pe noi, sătenii, și au săpat doar ei. Oasele le-au pus într-un camion cu prelată. Unde le-au dus, nu știu. Am săpat așa timp de 3 ani și am mai găsit uriași. Să zic așa, aveau vreo 4 metri lungime. Când găseam oasele, arheologii ne trimiteau acasă să nu vedem noi ce e acolo. Dar noi vedeam că nu eram orbi. Ei, uite, așa am dezgrupat uriaș cu mâna mea în 1950. Spune acest țăran, da, Ioniță Flore. Există mai multe relatări de felul ăsta. Însă eu vreau să atrag atenția următorul lucru. Nu trebuie să mergem neapărat. Eu am spus mai înainte că multe din aceste lucruri sunt oprite din cauza Vaticanului. Dar nu e vorba numai de Vatican, este vorba și de știința academică. Toți cei care sunt atrași de aceste științe de frontieră, cum să le spunem, francezii le spun paraștiințe, para deasupra, deasupra științelor. Americanii au făcut un termen de te doare capul, știință interlopă, ca la ei, ca la gangsteri, așa. Științe de frontieră, științe transfrontaliere. Le recomand lucrările profesorului universitar dr. Ilie Bădescu, care este fondatorul unei discipline care se numește noologia. Și dacă veți citi, veți avea răbdare să citiți cărțile domnului profesor, veți avea adevărate revelații. Deci cărțile dânsului sunt extraordinare și ating domenii care nu sunt explorate de ceea ce se numește știința academică. Cât va rămâne știința academică în picioare, va rămâne până la următorul salt. Nu știm când va fi acel salt cuantic, pentru că probabil va trebui să fie un salt cuantic, dar probabil că se va întâmpla ceva. La fel cum am mai spus și în altă emisiune și mi-asum, pentru că am primit niște e-mail-uri de la niște persoane, dacă am curajul să repet ce am spus. Și repet și spun foarte clar că tot ceea ce se întâmplă acum la nivel planetar are o componentă, rețineți, non-umană. Iar având o componentă non-umană, tot ceea ce se întâmplă la nivel planetar la ora asta se întâmplă cu voia divinității, indiferent cine este această divinitate. Deci această componentă non-umană este instrumentul prin care divinitatea își rezolvă anumite probleme pe pământ cu supușii săi din când în când, la un anumit moment sau acum. Această componentă non-umană ne spune următorul lucru. Stând de vorbă cu fizicieni și cu sociologi renumiți. Indiferent cum îi vom spune noi acolo, că îi spunem Allah, Dumnezeu, Marele Arhitect, Conștiința Supremă, bla, 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 bla. Bun. Indiferent cum îi vom spune, această Conștiință Supremă nu o să vină să mă tragă pe mine Emil de mânecă, ci o să-l trimeată pe Mădălin. O să folosească un fenomen al naturii.
un animal, un fenomen fizic, deci un fenomen chimic poate, deci un fenomen prin care eu să fiu repus sau să fiu scos din joc. Același lucru se întâmplă și pentru popoare și pentru civilizație pe ansamblu. În momentul când vom conștientiza treaba asta, problema este ca și rezolvată. Dar... Adică, o frază să mai spun. Adică, de exemplu, și nu mai continui cu absolut nimic, lucru care pe mine mă enervează cel mai tare la ora asta, și n-am vrut să mai ies că și așa mi-am pus în cap pe toți, este următorul lucru. De ce băieți ăștia deștepți în microbiologie, în tot ce înseamnă bolile astea infecțioase, nu spun un adevăr. Faptul că 70% din morții de la gripa spaniolă au fost vaccinați. De ce nu spun treaba asta? Le e frică să o spună? Nu cunosc această poveste. Există acte, există documente, n-am visat eu aseară, a visat străinul aseară și vine la televizor să spună el acum. Deci, două treimi din morții de la gripă spaniolă sunt din cei care au fost vaccinați de gripă spaniolă. Eu zic să continuăm povestea data clar. Viitoare să verific și eu, ca să nu mi se problema este focarul de gripă spaniolă atunci, judecând la vremea respectivă, se stingea dacă nu se făcea vaccinul sau nu se stingea. Punct. Nu mai spun nimic. Am înțeles. O să verific și eu și mărturisesc că în funcție de ceea ce voi descoperi, pentru că nu cunosc, îmi cer scuze, știu doar că a existat acel fenomen și că au murit, potrivit estimărilor, între 50 și 100 de milioane de oameni, între 1918 și 1920. Vom mai continua discuția. Revenind la această situație și la originele non-umane ale uriașilor, care ar fi dispărut... Da, iată, încă o formă non-umană. Da, care ar fi dispărut din rațiuni pe care nu le cunoaștem. Iată o legendă interesantă în Hunedoara, în zona Ardeu. Uriașii ar fi fost puși de regele Dac Decebal să păzească o comoară ascunsă într-o peșteră. În munții Buzăului, la Scăieni, unii săteni vorbesc despre cimitire ale unor uriași descoperite întâmplători. Aici aceștia erau numiți tartari. Termen care amintește de tartar, de infernul din mitologia greacă, greco-romană, unde erau menționați titanii. Am spus de poreclele, sfarmă piatră, sfarmă lemne din România. Un episod interesant, un articol publicat în ziarul rusesc Pravda, a lansat o ipoteză tulburătoare. În adâncurile unor lacuri din Eurasia ar trăi ființe misterioase asemănătoare omului, măsurând însă 3 metri înălțime și dotate cu puteri extraordinare. Existența lor ar fi fost ținută secretă de armata rusă, dornică să aibă întâietate la studierea ciudatelor creaturi, numai că uriașii au fost semnalați în diverse variante și în alte colțuri ale lumii și, evident, în alte epoci, așa cum am spus, fără să se poată stabili până acum cine sunt sau de unde au venit. Articol din Pravda. Sigur că la ruși, iară, e full de povești de genul ăsta despre uriași. Deci aici nu mai este... Nu mă rog, mai și în afara țării, peste tot, în Cincinnati, în Niagara, în Cayuga... Deci, Mădăline, pentru că ai spus de lacurile acelea. Aici nu mai este vorba de povești. La lacul Baikal, care este cea mai mare rezervă de apă dulce a lumii și unde se găsește un ecosistem cu 110.000 de plante și animale unice, eu am fost acolo și pe insula șamanilor, când se face ceremonia de la 21 iunie. Se afla pe malul acestui lac centrele de instrucție ale trupelor speciale sovietice pe vremuri și rusești actuale. Interesant e că atâta timp cât a fost URSS-ul, nu știu ce au făcut ei acum, s-au antrenat acolo, dar nu au avut niciun fel de probleme. După căderea URSS-ului și transformarea în Federația Rusă, respectivele antrenamente au continuat acolo. Și se pare că acești luptători care s-au antrenat acolo pentru lupte sub apă, supraviețuire sub apă și tot felul de lucruri de genul ăsta, au întâlnit niște ființe mari, de 3-4 metri,
care trăiau sub apă fără să aibă nevoie de mască, deci respirau oxigenul din apă. Și pe care ei au vrut să le prindă. A avut loc o luptă acolo. S-a lăsat cu pierderi grele de partea serviciilor secrete. S-a ajuns până la conducerea Ministerului Apărării și Ministrul Apărării a raportat lui Putin și Putin a dat ordin să fie mutat centrul de acolo. Deci, eu îmi pun o întrebare. Am dat ordin să mute centrul de acolo, foarte bine. Nu-i mai tulbura pe aia acolo. Dar asta nu cumva însemna că el știa ce e acolo. Adică când a venit ministra barona, cum îi spune la ei, Gasparin, prezident, au venit oamenii acvatici să ne... Foarte bine, lăsați acolo și plecați. Adică de aceea spune ție, Mădălin, că trăim într-o zonă a misterelor, într-o lume bizară, o lume în care dacă nu vrei și dacă ai ochelari de cal, vezi totul portocaliu și am vrut eu să zic acum ceva, dar nu mai așa mai departe. Deci esența este, în opinia personală, nu numai la lacul Baikal, este un lac în China, unde este vorba de lacul Funduzi din Africa. Este vorba de zona Amazonului. Este vorba de vestitul oraș Z, unde se spune că a dispărut Guglielmo Marconi. Știți foarte bine că nu există un mormânt și un loc unde este mormântat Guglielmo Marconi. El a lăsat o scrisoare că se duce în orașul Z. Problema, legenda spune că undeva în inima Amazonului ar fi un oraș Z unde s-au retras, unde s-ar fi retras Diesel. Dar Diesel l-a omorât, că l-a aruncat peste bord și nu l-a mai găsit niciodată. Nu știu, poate nu a fost așa. Și mulți alți savanți care se gândesc la binele umanității. Să fie așa. Dă-i Doamne, cum zice românul. Dar mă îndoiesc că ăștia taie la Amazonul la împrostie, dacă sateliți sunt și Google Map, îi găseau până acum. Sau știu eu, ori avea mijloace specifice, holografice sau o tehnologie pe care nu știm. Ca să mai și puțin, acoperi... Auzi, ca să mai și râdem puțin, era o chestie. M-am întâlnit astăzi cu un prieten și zice, bă, ce faci cu pandemia asta? Vine, nu știu ce. Zice, cam cum o să te vezi la anul pe timpul ăsta? Cum te vezi? Păi zic, dacă nu s-a inventat altceva, tot în oglindă. Deci am dat puțină speranță, da? Asta. Te rog. O chestie interesantă. Până ajungem la Antarctica, nu știu cât timp mai avem la dispoziție. Mai avem ceva. Și e bine. O informație interesantă, recentă. Astronomii au descoperit că Pământul este înconjurat de un gigantic tunel magnetic. Dar invizibil ochiului uman, el putând fi observat doar cu ajutorul telescoapelor cu unde radio. Există un doctor, profesor doctor Jennifer West, de la Universitatea din Toronto și de la Institutul de Astronomie și Astrofizică Dunlap, ambele din Canada. Au reușit să facă o descoperire neobișnuită, două structuri luminoase care sunt văzute în regiunile opuse ale cerului, considerate anterior a fi separate, sunt de fapt conectate arătând ca un tunel. Și el descrie toată povestea asta. O chestie interesantă, habar n-avem de ce suntem înconjurați, în ce univers trăim, cât de spectaculos este totul și cât de mult avem de descoperit și cât de ușoară ne-ar fi viața sau cât de simplă dacă am cunoaște măcar, nu știu, 20% din toate aceste secrete care ne sunt în acest moment ascunse sau despre care nu se vorbește în public. Extrateriștii ar putea, asta spune West, că extrateriștii ar putea simula, sunt atât de dezvoltați, atât de avansați, încât sunt capabili să programeze totul. Uite, bă, Dani, tot ce ni se întâmplă poate fi programat de aceste tare, civilizații. Ca să te aduc exact unde vrei tu. Emisiunea ta, emisiunea noastră, că sunt și eu aici,
este vizionată până acum pe controlul care l-am eu în 20 de țări. În Statele Unite și Canada, în plus. Lăsăm Israelul că și acolo. Dar din Statele Unite de pe coasta de vest, San Diego, Los Angeles, San Francisco, zona Florida, Chicago, Michigan, Detroit, unde sunt români, primesc semnale. Că au văzut emisiunea, totul în regulă, felicitări, nu știu ce. Dar nu asta mă interesează. Ce îmi spun acești oameni? Că sunt, măi, stupefiați, ca să nu folosesc un, de cantitatea uriașă de fenomene aeriene care sunt noaptea pe cerul Statelor Unite și pe care nimeni nu le explică. Faptul că se întâmplă ceva în atmosfera noastră, nu numai la ei, și la noi. Luam telescopul și mă urcam pe bloc. Dar nu mai poți, că nu mai vezi nimic în București, lasă-mă cu care este. Însă ce vreau să spun ca să te duc acolo? Problema este că în momentul de față suntem ținuți în spatele unui văl. Adică să fim înfricoșați, să executăm, să zicem, niște dispoziții care ni se dă, și să ne încadrăm într-un anumit stil de modus vivendi. Mai departe, nimic altceva. Bineînțeles, consumatorismul să fie la maxim și, pe cât posibil, fără forme de răzvrătire socială, manifestații, demonstrații și chestia asta. Bun. Uite, acolo era o imagine fantastică. Întorcându-ne la de unde am început eu. Problema e că dacă tu te vei uita pe cer și când te vei duce la munte sau când te uiți pe Valea Prahovei sau unde, ieși într-o seară, îmbracă-te și ieși jumătate de oră și ia-ți o bucată, că nu poți să te cer. Vei rămâne stupefiat de ceea ce, de ceea ce ai să vezi. O să vă spun ceva. Mai mult decât atât. Nu o să fie sateliți. Adică nu sunt sateliți, nu sunt rachete, că m-au înnebunit că este stația spațială, dar lasă-mă în pace, că stația spațială are o anumită perioadă, are o orbită și stația spațială nu merge așa în zigzaguri. Și stația spațială nu țopăie și multe alte lucruri sau care să aleargă. Că sunt sateliți, el o musc. O să spun ceva. Și eu și Cristina mai avem obiceiul din când în când să mergem spre Hunedoara, spre zona care este cunoscută sub denumirea de mormântul părintelui Arsenie Boca. La mănăstire pe acolo și am mai fost pe la lacul Cincis de câteva ori. Am stat la un hotel care e acolo. Nu cred că am văzut vreodată în viața mea cerul mai aproape ca în acea zonă. Este ca și cum au fost șterse cu buretele nu știu câte straturi până când ajungi la o viziune impecabilă a cerului, a Universului. Și dacă într-adevăr îți iei o jumătate de oră, pe vremea aia fumam și stăteam afară noaptea pentru că spectacolul era fabulos și îmi luam câte o bucățică de cer. Era imposibil să nu vezi în acea jumătate de oră tot. Tot felul de traiectorii bizare ale unor corpuri cerești. Tot felul de urmăriri. Tot felul de episoade interesante. Este o zonă pentru cei care vor să trăiască, din acest punct de vedere, senzații unice, extraordinară. La Cinci, cei care cunosc lacul Cinci, știu că e acolo un complex hotelier care s-a dezvoltat în ultimii ani. Și dacă ții o cameră deasupra lacului și stai să te urci seara acolo când este senin, spectacolul este fabulos. Aveți dreptate. Bun, vom trece în revistă în permanență aceste noutăți care apar. Acest cercetător care spune despre extraterestri că sunt atât de avansați încât pot simula orice pe Pământ și pot programa și reprograma totul, spune că acele tuneluri pe care le poți observa doar printr-un anumit tip de cercetare au o lungime de circa 1000 de ani lumină. Este distanță echivalentă cu aceea de a călători între Toronto și Vancouver de 2 miliarde de ori. Și zice că acest tunel a fost creat, deci nu este natural, a fost creat în timpul evoluției Pământului,
Câmpurile magnetice, spune el, nu există izolat, toate trebuie să se conecteze între ele. Așadar, pasul următor este să înțelegem mai bine modul în care acest câmp magnetic local se conectează la o scară mai mare, cât și la câmpurile magnetice la scară mai mică ale Soarelui și Pământului. Cred că este minunat să ne imaginăm că aceste structuri sunt peste tot, ori de câte ori ne uităm în sus, spre cerul nopții. Acum, hai să vorbim de Antarctica un pic, spre finalul emisiunii. Mulți oameni, cercetători și nu numai, poate și politicieni, anumite structuri de putere, entități din siajul, apanajul serviciilor secrete sau nu, așteaptă un moment în care Antarctica ni se va revela cu adevărat. Există discuții polemici în lumea științifică, există cercetători care sunt convinși, de exemplu, o să vă arătăm imagini, că unele dintre structurile care apar pe Antarctica nu sunt naturale. Au fost acoperite de gheață, dar par să fie urme ale prezenței unor structuri construite, create de civilizații vechi. Și se așteaptă ca, odată cu topirea calotei, să iasă la suprafață niște secrete inimaginabile ale umanității. La ce ne putem aștepta? Ce am putea să descoperim? Eu ce l-am înțeles... Eu ce l-am înțeles de la începutul poveștii este că declară Antarctica continent demilitarizat și sanctuar al umanității și, după ce îl declară așa, Statele Unite transferă o unitate de 5.000 de pușcași marini înarmați până în dinți cu tancuri, tanchete și nu știu ce acolo. Au mai dus și rușii vreo 500, mai puțin, dar au dus și ei vreo 500 acolo. Dar ei lor sunt geologi, la ei sunt și cu geologi, mă înțelegi. Da. Cu acaimă, geolog cu acaimă. Nu mai punem pe francezi, pe canadieni. Deci, încă o dată, statele riverane au dreptul asupra unor regiuni de acolo. Așa a fost împărțirea, este foarte clar. Cu steagul e al tău teritoriu. Dar din moment ce nu e teatru de război, nu e nimeni acolo care să te atace. De ce nu sunt numai stațiuni științifice? Te bați cu pinguinii, cu cormoranii? Că acolo sunt pinguini și cormorani. Altceva nu sunt. Nu sunt turși polari, nu cu foci, cu morse, balene, ce să fie alea? Deci ai dus 5.000 de militari. Ce fac 5.000 de militari acolo? Asta este problema. Dar o să... Da. Dar o să, cum să spun, detaliem foarte mult subiectul în momentul în care eu am să vin cu harta să vezi cum din satelit să vedem cum instalații rețele tehnologice de sub gheață consumă energie, ca să spune satelitul. Nu. Că s-a zis, știi că prima dată sunt izvoare termale. Băi, să fie. Nu sunt izvoare. Stai să vezi că e un vulcan. Da. Stai să vezi că este un loc unde un curent de apă caldă din Atlantic se întâlnește cu... Cum să fie, domnule, când acolo măsurat de instalație din satelit spune că consumul energetic este egal cu consumul energetic al New Yorkului. Sub gheață. Adică sunt două variante acolo. Ori mă duc îi găsesc pe, ori mă duc și găsesc pe Abasa 211 al lui prietenul. Nu. Deci, Mădăline, asta îți spun. Trăim într-o zonă a enigmelor, iar datoria noastră este să le descifrăm. De asta vreau să spun telespectatorilor că menționăm. Da, că am primit și cu alea de acasă vreo 200 și vreo 70 de întrebări. Le luăm și noi pe rând pe cei la care ne pricepem și noi, că nu sunt eu specialist în toate, și cele care sunt mai solicitate. Însă vreau să încercăm să arătăm că lumea este și altfel. Putem afla și despre alte lucruri. Putem să gândim și altfel, să fim deschiși, să primim nou, să primim spre viitor cu încredere, să ne gândim la forme superioare de energie, forme superioare de manifestare a vieții. Deci asta e...
Da, asta este scopul acestei emisiuni și edițiile care sunt foarte urmărite atât pe YouTube cât și pe Facebook, dar și în fața micului ecran, spun totul despre ceea ce încercăm să facem. Probabil că la... Uite, chiar apropo de Uriaș, dacă dețineți, nu știu, o seminte ale unor posibili giganți, posibili uriași, și n-aveți curaj să le prezentați public, apelați la noi. Ne descurcăm. Găsim soluții pentru că aceste povești extraordinare din istoria umanității să ajungă la suprafață. Mai avem, uite, o întrebare din partea care se tot repetă, din partea prietenilor care ne urmăresc. De ce nu se rezolvă problema asta, OZN? De ce, deși toată lumea pare convinsă că există civilizația masată, din ce în ce mai cercetători vorbesc despre asta, Pentagonul recunoaște în premieră că sunt niște fenomene pe care nu ni le putem explica sau nu pe care Pentagonul nu le-a putut explica, de ce totuși nu rezolvăm odată pentru totdeauna această poveste OZN? Care este miza? Care este spaima? Care e amenințarea? Amenințarea. Dacă există vreuna. Vezi, mă, Deni... E clar că băieții ăștia, dacă sunt atât de avansați, deci pentru aici, ei suntem prea micuți ca să fim... Trebuie să ne scoatem pe amândoi așa din emisiune și să ne punem pe tine în Cismigiu și pe mine în Herăstrău. Și să vedem dacă mai gândim la fel cum gândim aici în emisiune. Aici, de fapt, noi suntem rezultatul egregoriului telespectatorilor care vor să afle cât mai multe lucruri despre noi. În momentul când întrebări de genul care ai pus-o le pui, nu le putem da un răspuns foarte scurt. Da. Și atunci prefer să facem niște răspunsuri mai elaborate și răspunsul care să... cum să spun, să mulțumească telespectatorii. Și încă ceva, pe cât posibil să venim cu lucruri noi, nu cu ceea ce știm. Mai puțin, nu știu dacă am apucat să epuizăm subiectul navelor înghețate din Japonia, Ceylon, Africa și așa mai departe. Hai să le arătăm un pic. Pe scurt, cred că am mai abordat tangențial această poveste. Nu știu dacă aveți pregătit acele imagini cu navele din Japonia, că le-am anunțat în head-uri. Navele înghețate. Ce ne puteți spune despre ele în 30 de secunde? Credeți că sunt, e vorba de prezențe, de urmele prezenței unor civilizații extraterestre? Repet ce am mai spus. Deși presa nu mai spune, se întâmplă o adevărată, nu știu dacă, nu-mi place termenul, invazie, o aglomerare, poftim, de obiecte de-astea care sunt în aer, a căror origine nu o știm. Și bineînțeles, dacă noi stăm numai cu ochii în pământ și cu ochii în televizor și să mă duc să-mi iau pâine și etichetul de pensie, nu o să mai putem avea acces și la alte lucruri. De aceea spun că, într-un fel sau altul, este acest pas care se va întâmpla. Deci există un declic care, cu sau fără voia noastră, da. Acestea sunt navele pietrificate. Adică extraterestrii au capacitatea de a face roci organice și a le folosi în realizarea de nave cosmice. Aceea era din Japonia. Sunt mai multe. Una din aceea este chiar la Templul Împăratului. Apropo, știi de ce Japonia a interzis total cuptoarele cu microunde prin lege? Faci pușcărie dacă te prinde cu el acasă? Înțeleg că este un fake news. Spun eu, nu o să-ți vină să crezi. Deci explicația a fost următoarea. Că acele radiații, pe lângă faptul că sunt dăunătoare pentru popor, pentru japonezii în sine, deranjează entitățile care sunt pe teritoriul japonez. Alții zic că Japonia n-ar fi interzis și că subiectul este un fake news. E de verificat. Dar din moment ce primul lor ministru a zis că există obiecte zburătoare neidentificate, există extraterestri, a venit și ministrul apărării de la ei, a zis același lucru. Adică nu mai e o poveste acum, stai să vezi. Vom săpa în continuare. Întâlnim săptămâna viitoare, avem niște povești extraordinare pentru prietenii noștri, foarte, foarte tari. Veți afla ce știau rușii în 2009 despre resetarea climatică. Atenție! Este un subiect care ne va ocupa ani de zile, de prin 2022-2023. Nu știu cât vom mai putea face aceste emisiuni. Sunt niște presiuni și pe altă zonă.
Cât timp ne vom mai putea face, ne vom întâlni. Le mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit și astăzi în fața micului ecran. Mulțumesc, Gentleman's Corner, pentru ținuta deosebită din această seară. Ne revedem mâine seară de la ora 21. Suntem pregătiți să combatem. Fiți pe fază, rămâneți cu Metropola TV. Spune-le tu cât a vizitat Men in Black. Ce să spun?